Zilele acestea, România e ca un fel de tir care merge pe un drum de munte, iarna și-a mai rămas și fără frene. S-ar putea să apară o rampă pe undeva, dar șansele sunt destul de mici. Ne îndreptăm spre primul tur al alegerilor prezidențiale. Unul dintre acești oameni va fi noul președinte al României. Dar până la acea fază, doi dintre acești oameni vor ajunge într al doilea. Iar între tururi mai avem și alegeri parlamentare. Așadar, multe lucruri se întâmplă într-o perioadă scurtă de timp, multe lucruri care ar putea să decidă viitorul României pe o perioadă lungă de timp, de acum încolo. Marcel Ciolacu, Elena Lasconi, George Simion și, cu șanse mult mai mici, Nicolae Ciucă și Mircea Joana. Mai e și Călin Georgescu acolo, care probabil fură voturi așa a zis fură, de la George Simeon. Cum arată ultimul sondaj prezentat de Hot News? Arată cam așa, pe primul loc Marcel Ciolacu cu 23,7%, pe locul 2 Elena Lasconi 17,8%, iar pe 3 George Simion cu 16,9%. Spun că suntem într-o perioadă care va decide multe pentru viitorul României, pe termen scurt, mediu și lung, de la o țară relativ normală, s-ar putea să ne îndreptăm în direcția Ungariei, în funcție de rezultatul pe care îl vom avea la alegerile prezidențiale și, sigur, și cele parlamentare. Văd foarte mulți oameni care spun că nu, orice s-ar întâmpla, extrema dreaptă nu poate să câștige. Dar hai să ne uităm la ce s-a întâmplat în alte locuri prin lume. Partidele care au fost la guvernare în perioada aceasta de criză au pierdut alegerile, cu o singură excepție. Cred că o singură excepție, în Mexic. În rest, toate celelalte partide care au fost la guvernare în această perioadă pandemie plus inflația de după pandemie, toate partidele, toți candidații au pierdut. În România situația e puțin diferită pentru că Uh, am avut o schimbare acolo între forțele politice care au fost la guvernare. PNL-ul e constant, dar USR a, a făcut schimb cu PSD uh, la guvernare, mă refer. Așadar, s-ar putea chestiile asta să schimbe puțin ecuația. Dar cei care aroganți spun nu se poate, nu nu va câștiga extrema dreaptă în România, cred că trăiesc într-o bulă. Acum, sigur, poate... Trăim cu toții într-o bula noastră și nu știm, nimeni nu știe exact ce se va întâmpla. Cine spune că știe exact ce se va întâmpla, cine va câștiga, probabil minte. Mai că am văzut în ultima perioadă tot felul de atacuri, așa cum se întâmplă în campaniile electorale, iar aceste atacuri s-ar putea să folosească extreme drepte, pe care foarte mulți oameni nu o văd ca extremă. Nu-l văd pe candidatul care reprezintă această forță politică ca fiind extrem. Oamenii, foarte mulți oameni, au atitudinea de să spargem tot, să stricăm tot, dacă nu putem să reparăm. Dacă nu se mai poate repara, hai să stricăm tot măcar. Iar, în contextul ăsta, cred că prima șansă. Oare George Simion? Am vorbit și în video precedent despre cei care spuneau că Marcel Ciolacu și-l dorește pe Simion în turul 2 pentru că doar așa poate câștiga. Poate că e adevărat, poate că asta și-a dorit Marcel Ciolacu. Dar ai grijă ce-ți dorești pentru că și Hillary Clinton în Statele Unite și-a dorit să câștige Trump alegerile din propriul partid. S-a întâmplat asta și apoi s-a făcut de râs în fața lui și a pierdut. A câștiga votul popular, dar uh, nu contează în Statele Unite. Iar uh, acum, în România, George Simion e în creștere. Partidul său e în creștere. Dacă va ajunge în turul 2, așa cum ai spus, cred că pleacă cu prima șansă. Și dacă va câștiga, cine sunt vinovații? Păi vinovate sunt marile partide care uh, n-au făcut prea multe. Vinovați sunt și cei care, din poziții moralizatoare, vin să vândă o nouă poveste după ce au vândut povestea Iohannis. Și vor pregăti o nouă poveste. Povestea Bolojan, pe care ar fi vândut-o mult mai confortabil acum dacă era el candidatul. Multe lucruri s-ar putea să se schimbe în România. Pentru că sunt o grămadă de oameni din dreapta care văd dușmanul cel mai mare, Partidul Social Democrat și pe Marcel Ciolacu, care nu și-a făcut niciun fel de favoruri. A făcut o grămadă de prostii, plus că uh, am văzut ce relații are cu tot felul de grupuri de interese. Dar dincolo de asta, avem celălalt drum. Drumul Aur și George Simion. Iar despre extremism și despre ce înseamnă asta, uh, îmi propun să vorbesc după turul Întâi, în funcție de rezultat. Deocamdată știm cine sunt acești oameni, știm ce reprezintă. Mai mult decât ce reprezintă ei, e important ce reprezintă partidele care i-au trimis aici, în fața noastră. Așadar, ne așteaptă vremuri interesante, nu? Da, următoarele trei săptămâni vor decide viitorul României. De ce cred că are șanse foarte mari și că. nu, nu doar că are șanse, cred că are prima șansă. George Simion, în ciuda rezultatelor din sondaje, păi hai să recapitulăm. Partidele care au gestionat criza, toate au pierdut. Candidații care au gestionat criza, toți au pierdut peste tot prin lume. Problemele despre care vorbește extrema dreaptă, peste tot prin lume. O parte dintre ele sunt probleme reale. Altele sunt mai degrabă chestii ce țin de cultură, de societate și mai puțin de economie. Dar vorbesc și despre probleme economice reale. Nu oferă soluții reale, dar se prezintă ca apărători ai oamenilor obișnuiți, când în realitate sunt apărătorii patronilor, boierilor, care și susțin în campania electorală. Sunt apărătorii altor băieți deștepți care se folosesc de tot felul de strategii pentru a dezvina și pentru a câștiga. Iar direcția spre extrema dreaptă e clară, peste tot prin lume, nu e România specială din punctul ăsta de vedere. Asta nu înseamnă că deznodământul e deja scris, că nu se mai poate face nimic. Cum spuneam, suntem acel tir pe drum de munte, iarna, fără frâne. Poate să apară cumva o rampă. Însă, dacă mergem pe scenariul acesta, Marcel Ciolac cu George Simion în turul al doilea, care probabil e cel mai aproape de realitate scenariu, scenariul cu cele mai mari șanse să devină realitate, dacă mergem în acest scenariu, chiar și dacă între turul 1 și turul 2 vor apărea o grămadă de comentatori, de formator de opinie, influențe, mai știu eu ce, care vor uh, comunica împotriva lui George Simeon, împotriva partidului pe care le reprezintă și vor spune că încă o dată îl susțin pe Marcel Ciolacu pentru că e rău cel mai mic, nu cred că mai, va mai funcționa, mai ales în urma atacurilor din ultima perioadă. Nu suntem în anul 2000, așa cum am mai spus, iar George Simeon nu e Vadim Tudor are consilieri, nu știu dacă ia și medicamente, asta e o paranteză, dar e mai calm, A zis că e calm în dezbateri, în interviuri, știe cum să se prezinte acum pentru a-i atrage și pe cei care sunt poate nehotăreți. Publicul său îl are deja. Cei care sunt încântați de discursul lui extrem, de momentele alea când se înfurie și țipă, așa cum l-am văzut de multe ori prin videouri, pe care chiar el le-a postat pe unele dintre ele, pe acei oameni i-a convins deja. În această campanie, tot ce a încercat să facă este să-i convingă pe cei care sunt așa, da, poate, vrem schimbare, vrem ceva diferit, dar nu știu dacă asta e soluția. Celălalt scenariu, Marcel cu elena Lasconi, îl poate face câștigător de asemenea pe Marcel Ciolacu, dar atunci măcar uh, nu mai suntem în scenariu în care România se îndreaptă în direcția Americii cu Trump sau a Ungariei cu Orban. O grămadă de scenarii ne putem face, dar între timp o să mai și votăm. Și ar trebui să votăm dincolo de personalități, dincolo de scandaluri, cu acele idei, cu acele ideologii care sunt mai aproape de propria viziune. Hai să ne auzim din nou, după vot, duminică seara, poate luni dimineața când o să avem primele rezultate.